Cocoșul este singura făptură atât de viu colorată care ne vestește zorii fiecarei zile, dar și apusul soarelui și venirea nopții. Astfel, acesta a fost vedeta unui vernisaj de artă impresionant, găzduit de simbolul culturii severinene, Palatul Culturii Teodor Costescu. Marius Ghica, personalitate culturală complexă, scriitor, eseist, colaborator al celebrului filozof francez Jacques Derrida și ctitor al Bibliotecii franceze din Craiova, editor și călător spiritual, își completează universul cultural cu vechea sa pasiune pentru desen și culoare. El vine la Palatul Culturii cu o încântătoare expoziție de pictură. Astăzi vă invit la expoziția mea de cocoș, care e dublată și de lansarea unei cărți. Se cheamă Cosmopolis, eseuri și tălmăciri despre noi și viața în cetate. De ce am ales cocoșul? Spune într-un eseu acolo de ce cocoș și cei care o să primiți ceva pliante o să vedeți. Au fost mai multe rațiuni. În primul rând că este un simbol al bărbăției, al trufiei, al frumuseții masculine. Pintenii, ciocul sunt și simboluri falice și simboluri sexuale. Este unul din animalele, păsările de curte, cele mai prezente în mitologiile lumii, în imaginarul colectiv în general, de la chinezi până la indieni, iar astăzi francezii se revendică nu de la cocoșul galic. E unul din simbolurile Franței, ca și în Portugalia, de altfel. Deci e prezent cam în mai toate mitologiile, reprezentând această luptă, dorință de a lupta până la capăt și de a vesti venirea zilei, uneori și venirea nopții, fiind și un psihopomp, cel care însoțește în mitologia greacă sufletele celor răposați în drumul lor spre lumea de dincolo. Deci are o încărcătură simbolică cum puține alte păsări, să spunem, o au. Marius Ghica reușește să se elibereze de orice inhibiție vizuală și creează ipostaze sugestive și originale ale modelului. Surprinde cu talent interpretări coloristice inedite, linieri în cromatic, culoare, un profund atașament față de natură și o bucurie contaminantă a exprimării. Definesc această expoziție. O expoziție eveniment nu numai pentru Turnul Severin, ci pentru arta plastică în general. Pentru că, deși nu este pictor profesionist, are nu numai talent, are și o imaginație deosebită, dar mai cu seamă o sensibilitate deosebită la simboluri. Pentru că această expoziție intitulată Cocoș ar fi putut foarte bine să se intituleze și Zor de zi, căci cocoșul la a treia cântare este cel care vestește apariția zilei, separarea luminii de întuneric. El și în mitologia populară și în cea religioasă creștină este cu astfel de conotații. De aceea expoziția este nu numai încărcată de culoare, dar și de o sensibilitate deosebită spirituală. Cei care vin și văd această expoziție, cel puțin acum în perioada sărbătorilor, vor sesiza încărcătura, pentru că rolul picturii acesta este, ca și a unei cărți citite, de a te încărca, de a te sensibiliza, de a te face apt să primești alte bucurii, cum este bucuria nașterii Domnului. Evenimentul s-a desfășurat la Sala Clubul Artelor, unde a fost lansat și volumul Cosmopolis, eseuri și tălmăciri despre noi și viața în cetate. Am avut onoarea și bucuria ca la acest sfârșit de an cultural la Palatul Culturii Teodor Costescu să avem un eveniment extraordinar, un eveniment de excepție, de fapt un dublu eveniment cultural, o expoziție de pictură, o lansare de carte a domnului profesor Marius Ghica. Cartea se numește Eseuri și tălmăciri despre noi și viața în cetate, dar
Foarte important este și această expoziție denumită Cocoș. Cocoșii domnului Ghica sunt deja celebri, au făcut în conjurul țării, mai pe toate simețele bucureștene. Și să știți că de la Turnul Severin această expoziție pleacă la Paris. Este o personalitate complexă, eseist, traducător, fondator al Bibliotecii franceze din Craiova, colaborator al celebrului filozof francez Jacques Derrida, și această prezență a dumnealui să expună pe simezele Palatului Culturii în această lună de sărbătoare ne onorează și cred că a fost o surpriză și un mare dar pentru severineni. Vernisajul a fost un adevărat succes. Zeci de oameni iubitori de artă și cultură au fost prezenți la eveniment, bucurându-se de expoziție și de volumul lansat.